Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvinte de Duh și învățături ale Sfântului Grigore Teologul. Cere de la Dumnezeu să fie milostiv față de tine, însă așa cum ești tu milostiv cu alții. Cel căruia i s-a făcut un bine trebuie să își amintească mereu binele ce i s-a făcut, însă binefăcătorul să nu țină minte deloc binele făcut de el. Să ne câștigăm sufletele prin milostenii față de aproapele, să dăm din bunurile noastre celor săraci ca să devenim bogați în comori cerești. Să nu vrei să convingi prin cuvinte, ci prin fapte, răs răsping învățătura ta care nu se potrivește cu modul tău de viețuire. Adevărul este simplu, minciuna este complicată. Cel care refuză tronuri, funcții pământești, le câștigă pe cele cerești. Legile care sunt dure față de femei au fost scrise de bărbați. Luminează-te pe tine însuși ca să ajungi la curățirea de patim înainte să îndrăznești, să iluminezi și să-i cureți pe ceilalți. Ni se va cere să dăm răspuns nu numai pentru fiecare cuvânt și fapta noastră, ci și pentru timpul primit, chiar și pentru fiecare clipă și minuta al unei ore a vieții noastre. Trebuie să pășim pe calea din mijloc, mai filozofic înțelept decât cei cărora nu le pasă absolut deloc de trăirea în virtute, și mai umenește decât cei care filovesează fără măsură, fără a aplica în viața lor cele potrivi, propovăduite. Nici să nu ai prea mult curaj sau cu tezanță, nici să nu cazi în deznădejde de ușor. Prima te slăbește, a doua. Te aruncă la pământ. Mai bine ca cineva să fie biruit atunci când trebuie, decât să biruiască el în mod nedem și periculos. Ușor duce la înșelare tot ceea ce conține în sine plăcere sau poftă. Virtutea, care nu este trăită practic, dispare repede în experiența de viață a diverselor situații prin care trece omul. Duhul Sfânt a existat întotdeauna și există și va exista. Nu are niciun început și nici sfârșit. În timp, adică este Dumnezeu veșnic, ci este totdeauna unit și împreună slăvit cu Tatăl și cu Fiul. Dumnezeul nostru este foc care nimicește răutatea și viclenia. Omul cu adevărat important acceptă mai degrabă libertatea prietenilor, în a-i spune în față ce gândesc despre el, decât lingușeala vrășmașilor. Cei care iubesc virtutea păcii sunt aproape de Dumnezeu și de legile lui. Iubită pace, tu ești un bun pe care mulți îl laudă și puțini îl păzesc cu adevărat. Trebuie să fii biruit ca să biruiești. Dumnezeu se unește și îngăduie să-L cunoască Dumnezeii, adică cei ajunși la desăvârșire, oamenii îndumnezeiși prin, prin har și chiar atât de mult cât el deja îl cunoaște pe cei pe care îl știe. Dumnezeirea, dumnezeirea este infinită și inconoșibilă. În singurul lucru care este de înțeles din toate acestea este că Domnul este infinit și incognoscibil în ființa sa. Ai grijă să guști fiere, să bei oțet, să accepti jocuri, să primești lovituri și înjurii. Încununează-te cu spinii căi grele spre Dumnezeu. Îmbracă-te cu hlamida roșie, primește trestia. Lasă să-ți se închine în bădziocură cei care bădziocoresc adevărul. În final, răstignește-te împreună cu Hristos, mor cu El coboară cu bucurie împreună cu el în mormânt, ca să înviezi împreună cu el, ca să fii slăvit și să împărățești împreună cu el atât cât este posibil și cât poți să-l vezi pe Dumnezeu care este închinat și slăvit ca treime. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Boala de a te crede învățat când nu ești e vrednică de lacrimi și de suspine mai mult decât orice altă boală. Dar ce să spun de credincioșii aceia care din dragoste, de slavă, de șartă sau din iubire, de stăpânire, gresc nedreptate spre înălțime? Niște orgolioși care se întrarmează nu împotriva lui Moise, ci împotriva adevărului și se ridică împotriva învățăturii celei sănătoase, sau, ce să mai spun de a treia ceată de credincioși, care, din pricina lipsei de învățătură și a obrăzniciei lor, urmarea lipsei de învățătură, năvălesc puluc ca porcii asupra oricărei învățături și calcă în picioare frumoasele mărgăritare ale adevărului, Matei 7 cu 6. În sfârșit, ce să mai spun de toți acei credincioși care n-au nicio idee proprie? și nici vreo concepție bună sau rea despre Dumnezeu, care adună din toate învățăturile și de la toți dascălii, ca din toate acestea să aleagă ce li se pare mai bun și mai fără greșeală, bizuiți pe puterea lor de judecată, ei care sunt niște rai judecători adevărului. Apoi, pentru ca să li se pară o altă învățătură mai apropiată de adevăr, se îndrepta spre aceea și o șterg din minte, și calcă în picioare orice învățătură de mai înainte. Schimba mulți dascăl și arunca cu ușurință, cum ai arunca praful în vânt, multe învățături, iar la urmă obosit și la auz și la minte, ce prostie! Pun o potrivă la îndoială orice învățătură, își fac o concepție greșită și încep să batjocorească și să disprețuiască credința noastră, spunând că e nesigură și că n-are nimic sănătos, judecă fără cap învățătura noastră după învățătorii pe care i-au ascultat, întocmai ca cei cu ochii bonlavi care sau ca cei cu urechile astupate care critică soarele sau sunetele, unii spunând că soarele este negru și fără strălucire, iar alții că sunetele sunt fără vers și tărie. Pentru aceasta e mai ușor să scrii pentru întâia oară adevărul în suflet, ca pe o tăbliță de ceară, pe care nu s-a scris încă nimic decât să scrii învățătura dreptei credințe peste ceea ce a fost scris, adică peste învățăturile și dogmele cele rele, pentru ca să a se amesteca și să încurca cele scrise pe urmă cu cele scrise întâi. E drept că e mai bine să mergi pe un drum neted și umblat decât pe unul neumblat și plin de gropi și e mai bine să ai un pământ pe care l-a brăzdat și l-a frământat plugul adeseori. Dar e cu mult mai bine să scrii într-un suflet în care n-a fost săpat învățătura ce are și nici n-au fost întipărite în adânc cuvintele rațiunii. Astfel, sufletul trebuie lucrat de două ori de scriitorul cel cinstitor de Dumnezeu, să șteargă mai întâi ce a fost scris mai înainte, apoi să scrie învățăturile cele adevărate care merită să rămână atât de numeroase și în privința celorlalte patim și în privința învățăturii înseși, sunt chipurile și semnele cele rele ale celui viclean. Atât de nevoioasă este munca preotului, a omului căruia i s-a încredințat îndrumarea și apărarea sufletelor, pe cele mai multe le-am lăsat la o parte ca să nu vorbesc mai mult decât se cuvine. Munca preotului e la fel cu munca unui om care ar încerca să conducă și să îmblânzească o fiară cu multe fețe și cu multe chipuri, alcătuite din multe fiare și mai mari și mai mici și mai domestice și mai sălbatice. Negreșit grea i ar fi munca acestui om și nu mica luptă ca să stăpânească un animal cu o fire atât de neobișnuită și atât de ciudată, de vreme ce fiarele care intră în alcătuirea acestui animal nu preferă toate nici aceleași glasuri, nici aceeași hrană, nici aceleași mânghieri, nici aceleași flierături, nici același fel de tratament, ci unora le place sau le displace una, altora alta, după firea și deprinderea fiecăreia. Ce ar trebui să facă purtătorul de grijă a unui astfel de animal? ce altceva decât știința cu ajutorul căruia conduce acest animal să fie multiplă și variată? Ce altceva decât să dea fiecăruia din fiare îngrijirea potrivită cu firea ei, să o conducă bine și să o păstreze sănătoasă? Tot așa și trupul acesta obștesc al bisericii este alcătuită din oameni cu multe și variate feluri de purtare și de gândire, Întocmai ca animalul alcătuit din mai multe animale deosebite ca fire între ele. De aceea preotul trebuie neapărat să fie simplu și unitar, potrivit cu spiritul de dreptate pe care trebuie să-l aibă în toate, dar și multiform și variat, potrivit cu firea deosebită a fiecărui credincios, iar în cuvânt destoinic și folositor tuturor. Într-adevăr, unii credincioși, cei încă prunci la minte și de curând întăriți, după cum se spune, au nevoie să fie hrăniți cu lapte, cu învățături mai simple și mai elementare, pentru că nu pot suporta hrana tare a învățăturii. Dacă le dai o hrană mai presus de puterea lor, se simt strâmtorați și îngreunați, pentru că mintea lor, ca și trupurile copiilor, nu este în stare să primească și să asimileze învățătura ce li se dă ba poate că-și mai și vatămă puțină înțelegere ce o aveau mai înainte. Alți credincioși, din potrivă, au nevoie de învățătura care se grăiește celor desăvârșiți, de o hrană mai substanțială și mai tare, pentru că simțurile lor sunt destul de exercitate ca să deosebească adevărul de fals, dar aceștia ar fi alăptați cu lapte și hrăniți cu legume, cu o mâncare potrivită celor slabi s-ar supăra și pe bună dreptate că nu s-ar mai întări după Hristos, nici n-ar mai crește până la creșterea acea vrednică de laudă pe care o lucrează învățătura care face bărbat desăvârșit pe cel hrănit cu hrana tare și îl duce la măsura vârstei celei duhovnicești. Cine în stare să facă fața acestora? Eu nu, că nu sunt ca cei mulți ca să pot falsifica cuvântul adevărului și să amestec vinul cu apa, adică învățătura care veselește inima omului, cu învățătura cea multă, ieftină, josnică, fără putere și răspândită în zadar, spre a câștiga ceva din vânzarea acestei învățături falsificate. Nu sunt ca cei mulți, ca să vorbesc celor ce vin la mine. Unora una, altora alta, spre a fi pe placul tuturor, să fiu un ventri, ventriloc și un grăitor în deșert, care îmi cultiv plăcerile proprii cu învățături scoase din pământ și apuse în pământ, ca să fiu lăudat cât mai mult de mulțime. Ca mai cu seamă atunci am să mă păgubesc pe mine însumi și am să mă pierd, pentru că am să vars sânge nevinovat al unor suflete nevinovate suflete ce mi se vor cere din mâinile mele. Știu că e mai bine să trec frânele din mâna mea în mâna altora mai meșteri, decât să fiu eu conducătorul nelpriceput al altora. Știu că e mai bine să-mi plec urechea ascultătoare decât să mișc limba neștiutoare. Așa m-am sfătuit pe mine însum și poate nu cu un rău sfătuitor, dar de nu măcar binevoitor și am hotărât că de vreme ce nu știu să conduc pe alții, e mai bine să învăț de la alții ce trebuie să grăiesc și să fac, decât să învăț pe alții fiind neînvățat. Aș fi mulțumit dacă, măcar la adânci bătrânețe, mi-ar veni pe limbă cuvânt înțelept ca să pot fi de folos unui suflet nou în dreapta credință. Ca a încerca să înveți pe alții înainte de a fi tu destul de învățat, să înveți olăritul, după cum spune proverbul, făcând de-a dreptul oale, să înveți tu, adică dreapta credință, atunci când înveți pe alții, ei bine, acest lucru mi se pare tare nebunesc și îndrăzneț. Nebunesc pentru că nu-ți dai seama de niștiința ta, îndrăzneț pentru că cutezi să faci un lucru pe care știi bine că nu-l știi. Cei mai înțelepți dintre evrei spun că erau o lege veche la evrei, lege foarte bună și de toată lauda, ca să nu să dea oricărei vârste orice carte din scriptură. Ce spuneau ei? Nu-i de folos omului să citească la orice vârstă orice carte din scriptură, că scriptura nu poate fi înțeleasă îndată de oricine. Înțelesul literal poate vătăma foarte mult pe mulți. De aceea, acele cărți ale scripturii a căror sens literal nu smintesc pe nimeni, erau îngăduite de la început, tuturora și erau de obște. Altele însă erau încredințate numai celor care au trecut de 25 de ani. În sfârșit, acelea care acopera cu un limbaj de rând frumusețea cea tainică, erau încredințate ca o răsplată a dragostei lor de studiu și a vieții strălucite, numai celor curați, singurii pentru care înțelesul scripturii se luminează și se arată, pentru că numai omul ajuns la acea vârstă poate să se ridice deasupra sensului literal al scripturii și să se urce, așa cum se cuvine, de la litera scripturii la Duhul ei. Noi, creștinii, însă, nu este niciun hotar între a învăța pe altul și a fi învățat de la altul, așa cum au fost pietrele. De altă dată, hotar între semințiile de dincolo de Iordan și de dincoace de Iordan. Nici nu se știe cui trebuie îngăduită îndatorirea de a învăța și cui îndatoria de a primi învățătura și nici nu este o regulă după care să se constate capacitatea cuiva. La noi atât de mult s-a neglijat lucrul acesta, atât de mult s-au amestecat lucrurile și stăm atât de prost încât cei mai mulți dintre noi, ca să nu zic toți, aproape înainte de a ne ieși primele fire de păr în barbă, pe când încă gângăvim copilărește, înainte de a fi intrat în curțile cele dumnezeiești, înainte chiar de a cunoaște numele Sfintelor Cărți, înainte de a cunoaște caracterul noului și vechiului testament și pe autorii lor, ca să nu spun înainte de a ne fi spălat de noroiul și întinăciunea sufletului, pe care păcatul le-a antipărit în noi, la noi atât de mult s-au amestecat lucrurile și stăm atât de proști, că dacă am învățat două sau trei cuvinte de ale credinței, iar pe acestea din auzite, nu din citite, sau dacă cunoaștem puțin psaltirea lui David, sau dacă strângem bine în jurul trupului nostru mantaua de filozof, sau dacă filozofăm numai până la brâu, luând un echip și înfățișare de dreaptă credință, Vai, cât suntem de demn și cât suntem de deștepți, Ce, cei care suntem tineri. Și Samuel era sfânt, chiar din scutece. Ei bine, îndată ne credem înțelepți, ne credem dascăl, ne credem sublimi în lucrurile Dumnezești, ne credem întâi între cărturari și legiuitori, ne numim pe toți ne oameni cerești și cerem să ne spună oamenii, rabii nu ne oprim deloc de la litera scripturii, toată scriptura trebuie înțeleasă duhovnicește. Visurile din ea flecăreală goală și ne supărăm dacă nu suntem lăudați în gura mare. Așa gresc cei mai buni dintre noi și cei mai curați la inimă. Dar să auzi ce gresc cei ce se cred mai îndohovniciți și mai de ispravă, ne osândesc în fel și chip de câte ori li se năzare, și după ce ne pun la încercare, fără să ne folosească la ceva, se duc ferindu-se de tovărășia noastră ca niște oameni depărtați de dreapta credință. Dacă aș întreba cu blândețe pe unul din acești oameni, care se cred înțelepți și au pretenția să înveți pe alții, mergând cu judecata de întrebare în întrebare, spuneți-mi, minunate om, pui vă preot pe dans sau pe cântatul din fluier? Mare îmi va răspunde, dar pe înțelepciune și pe a fi înțelept, pe care le socotim știința celor Dumnezei și omenești, pui vreun preot? Și îmi va răspunde afirmativ și la această întrebare. Dar acum spunem, care dintre ele este mai bună și mai înaltă? Dansul? Și cântatul din fluier sunt mai bune și mai înalte decât înțelepciunea sau înțelepciunea cu mult mai mult decât altceva? Și știu prea bine când v-am răspunde că înțelepciunea e mai bună decât toate. Până aici acești oameni gândesc cu cap și judecată, dar să-i întrebăm mai departe. Oare pentru a învăța dansul și cântatul din fluier n-ai nevoie de învățătură și ucenicie? N-ai nevoie oare pe lângă asta de timp mult, de multă istovitoare și de dese sudori? N-ai nevoie oare uneori să-ți plătești lecțiile? N-ai nevoie de oameni care se duc te ducă la profesori? N-ai nevoie oare de călătorii îndepărtate și de alte multe lucruri, dintre care pe unele trebuie să le faci, iar pe altele să le înduri, ca să deprinzi dansul sau cântatul din fluier? Dar înțelepciunea? care este în fruntea tuturor, care are strânse în ea toate bunătățile, încât însuși Dumnezeu se bucură când aude că e numit mai mult cu acest nume decât cu altul, căci Dumnezeu are multe nume, dar înțelepciunea să o, cot, să o cotim o știință așa de ușoară și la îndemâna oricui, că de ajuns să voiești numai ca să fii înțelept, asta e culmea nesim, nes, nestinției. Dacă am spune aceste cuvinte acestor oameni, care se cred înțelepți și au pretenția să învețe pe altul, și dacă am încerca să îi îndepărtăm încetul, încetul de la rătăcile lor, sau dacă ar face asta un alt om, unul din oamenii cu adevărat învățați și pricepuți, aflați că ar semăna ar, ar pe piatră și ar grăi unor urechi surde. Nici atât de înțelepți nu sunt ca să-și cunoască lipsa lor de învățătură. Mi se pare că este bine să spun despre ei cuvântul lui Solomon. Este o noutate pe care am văzut-o sub soare, aceea că omul să creadă despre el că e înțelept. Dar mai mare răutate decât asta este să te crezi în stare să înveți pe alții, când ești neînvățat și nici nu-ți dai seama de asta. Boala asta de a te crede învățat când nu ești este vrednică de lacrim și de suspine mai mult decât orice altă boală. Adeseori am deplâns boala asta pentru că știu bine că pretenția aceasta îți pierde și bruma de învățătură ce o mai ai, iar umbletul după slava de șartă este pentru o mare piedică în calea virtuții. Numai unul ca Pietru sau ca Pavel poate vindeca și opri boala aceasta. Numai unul ca acești mari ucenici al lui Hristos care au luat și harul vindecărilor, odată cu puterea de a conduce pe credincioși cu cuvântul și cu fapta care s-au făcut tuturor toate, pe toți să-i dobândească, Corinteni 9 cu 22. În ce ne privește pe noi ceilalți, mare lucru dacă ne lăsăm bine conduși și păstoriți de cei cărora li s-a încredințat vindecarea unor astfel de boli și o cărmuire a credincioșilor. Mele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.